Bună dimineața, colegi, încă o dată. Noi ultimele săptămâni am avut lansate mai multe campanii, salubrizarea de primăvară, plantarea de primăvară care a fost lansată și urmează în continuare. Vreau să le mulțumesc colegilor care se implică în aceste activități. Avem parcuri unde am plantat arbori frumoși pe alinamentele stradale. La fel au început cositul ierbii și deratizarea de căpuși, diferite acțiuni care le întreprinde spații verzi în parcuri. Acest lucru este foarte important pentru că avem mii de vizitatori în parcurile din municipiul Chișinău și acest lucru este foarte important ca să nu admitem înmulțirea acestor căpuși. Deci rog în continuare, domnul Gârbu, colegi, să depunem efort ca să fie curat după toate evenimentele care sunt în parcuri. La fel, foarte multe evenimente se organizează, târguri, toate sectoarele din oraș, evenimente sportive, culturale. Rog colegii să avem grijă în continuare de aceste locații să fie îngrijite, să fie salubrizate la timp, așa cum o facem tot timpul. Și depunem efort ca să fie curat, îngrijit și amenajat. Tot în această perioadă am auzit în continuare despre faptul că Primăria Chișinău va întrerupe anumite rute în suburbii. Noi și anterior am discutat la acest subiect. Primăria Chișinău anunțăm încă o dată că nu va scoate nicio rută care au fost lansate anterior. Sunt lansate aceste zvonuri de către unii primari din suburbii. Nu o să dau nume acum, însă vreau să anunț că noi, din contră, suntem în căutarea de noi mijloace, unități de transport. Recent am avut o vizită cu colegii din Primăria Chișinău în orașul Riga, unde am încheiat contractul de procurare a 43 de troleibuze, inclusiv articulate. Unele, anterior am făcut o astfel de tranzacție unde am procurat 25 de troleibuze și astăzi le vedeți pe drumurile din Chișinău. Deci sunt troleibuze foarte bune, care vor sluji încă cel puțin 10 ani orașului Chișinău. De aceea rog să fim foarte vigilenți, ne informăm din informații din surse publice și nu credem acelor zvonuri care sunt lansate de către unele persoane. Probabil intenționat, ca să ducă în eroare locuitori. Anterior am procurat peste 300 de unități de transport, 150 de autobuze noi, deci toate autobuzele vechi au fost scoase de pe rute. Astăzi nu mai găsiți nicio vichitură în parcul de autobuze. Și acest lucru îl facem pentru confortul locuitorilor și nu pentru a scoate unitățile de pe rute. La fel, știu că a apărut o problemă referitor la finanțarea suburbiilor și acest lucru rog doamna viceprimar să ne informați care este situația, de ce nu pot fi finanțate cele proiecte pentru suburbii. Mulțumesc! Bună dimineața! La situația de astăzi, noi avem așa o situație. Municipalitatea nu poate să transfere bani suburbiilor pentru investiții, bani pe care noi i-am planificat în bugetul din anul 2024 și această sumă este peste 100 de milioane. Pentru a rezolva situația dată săptămâna trecută, a avut loc o ședință la Ministerul Finanțelor împreună cu reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Finanțelor, cu primarii din acele suburbii,
pentru care noi nu putem efectua transferuri. Din păcate însă, toate soluțiile tehnice care au fost prezentate de către municipalitate nu au fost acceptate de Ministerul Finanțelor. Respectiv, astăzi suntem încă în imposibilitatea efectuării acestor transferuri. Dar aceste transferuri pentru investiții sunt pentru reparațiile capitale în școli, în grădinițe, iluminat stradal, drumuri, terenuri de joacă pentru copii, terenuri de fitness. Respectiv, primarii din aceste suburbii nu pot iniția licitații, fie nu pot achita agenții economici pentru lucrările deja efectuate. Noi am avut aceeași situație și anul trecut, atunci când abia la jumătate de an, după discuții, după presiuni care au fost puși de către primarii din suburbii, de către executivul de la primărie municipiului Chișinău, s-a rezolvat situația când Cancelarea de Stat contesta dispozițiile primarului general privind transferurile către suburbii a acestor investiții. Și în acest an ne-am pomenit în aceeași situație, doar că motivul invocat este altul. Și este un motiv la nivel tehnic care poate să fie foarte ușor soluționat, despre care noi am discutat și am informat încă săptămâna trecută Ministerul Finanțelor. De aceea noi solicităm repetat soluționarea cât mai rapidă, urgentă, eu aș spune, a problemei date, pentru că primarii din suburbii să poată iniția licitațiile. Noi și anul trecut și anii trecuți am implementat peste 200 de proiecte în toate suburbiile din municipiul Chișinău, fără a face diferențe de culoare politică. Și în acest an acești bani sunt repartizați tuturor suburbiilor. De aceea rugăm încă o dată, dați voie oamenilor să lucreze, dați voie oamenilor din suburbii, primarilor din suburbii să lanseze aceste licitații și să inițieze acele lucrări, pentru că banii sunt destinați tuturor, nu doar Chișinăului, dar și suburbiilor. Deblocați, vă rog, situația. Mersi. Mulțumesc, domnul viceprimar. Domn Pavloi, spuneți, vă rog, care e situația la Liviu Deleanu și înscrierile în clasa 1? Domnule viceprimar, stimați colegi, bună ziua! Cu referire la situația în cadrul liceului Liviu Deleanu, vreau să vă menționez faptul că vineri, 12 aprilie, a avut loc ședința Comisiei Situații Excepționale a sectorului Buicani, unde am discutat cu toți factorii de decizie cu referire la situația de la acel moment. Ori prin decizia Comisiei Situații Excepționale a fost extinsă inclusiv în ziua de astăzi învățarea la distanță a elevilor din cadrul liceului Liviu Deleanu pentru a avea raportul din partea Centrului de Sănătate Publică care a prelevat probe de aer. Astfel, pe parcursul zilei am decis ca în jurul orei 16 să mai avem o altă ședință a Comisiei Situații Excepționale sectorul Buicani, ca să examinăm raportul prezentat de Centrul de Sănătate Publică, fiindcă din discuțiile pe care le-am avut cu dumnealor, acest raport urmează să fie astăzi pe parcursul zilei și să luăm o decizie în ceea ce privește activitatea instituției, începând cu ziua de mâine. Cu referire la situația, starea blocului sau a blocurilor, a sălilor de clasă și altor spații, vreau să menționez faptul că pe parcursul ultimelor două zile au fost dezinfectate absolut toate grupurile sanitare, coridoarele, sălile de clasă, sălile de sport și festivități. Au fost dezinfectate cu clorură depozitele de la etajul 1, inclusiv de în cadrul blocului alimentar și din subsolul instituției. La fel a fost efectuată curățenie generală cu aplicarea soluțiilor chimice de curățare peste tot, inclusiv în cantina liceului. Au fost vopsite cu emulsie pereții și coridoarele blocului B pentru a combate mirosul. La fel a fost restabilită energia electrică în blocul claselor primare, inclusiv etajul 1 și 2 din blocul B. Vreau să menționez faptul că urmează în ziua de astăzi să fie restabilite traseele de electricitate acolo unde încă nu este făcut acest lucru, e vorba despre partea administrativă a blocului, inclusiv subsolul blocului B. La fel, până în ziua de miercuri, ne s-a promis că vom avea un caiet de sarcini exact cu suma estimativă pentru cheltuielile care sunt necesare în vederea restabilirii tuturor pagubilor din cadrul instituției. La moment, urmează, din discuțiile pe care le-am avut cu persoanele responsabile, urmează a fi schimbat tavanul suspendat în cadrul cantinei, reparația podului și a pereților, inclusiv schimbatul teracotei de pe pereți în blocul alimentar,
schimbarea pachetelor cu sticlă de la geamurile termopan unde au crăpat, inclusiv schimbarea ușurilor și geamurilor, aproximativ 10 bucăți, schimbarea sticlărilor de la geamuri în jur de 100 de metri pătrați, restabilirea traseilor de alimentație, de alimentare cu energie electrică, tincuiala pereților și podurilor în anumite încăperi, unele lucrări de zidărie și restabilirea ventilației. Estimativ, la ziua de astăzi, experții ne spun că ar fi necesar cam 1 milion de lei în acest sens. Dar ziceam că miercuri vom avea suma exactă cât va costa acest lucru. La fel, din informațiile pe care le deținem, vreau să menționez faptul că colegii de la IGSU au zis că astăzi vor veni cu raportul final privind cauzele producerii incendiului și confirmarea de unde și cine se face vinovat de izbucnirea acestui incendiu. Cu informații suplimentare o să venim către dumneavoastră, dar și prin intermediul paginii primăriei sau direcției generale cu referire la procesul educațional începând cu ziua de mâine. Cu referire la liceul Deleanu, atâta tot, vreau să menționez cu referire la înscrierea copiilor în clasa 1, prima etapă care a început la 1 aprilie și va dura până la data de 23 mai, la ziua de astăzi, din cele 10.409 locuri planificate pentru copiii din, care urmează a fi înregistrați în clasa 1, au fost depuse 6.406 cereri, adică 62% din numărul programat. Cu referire la instituțiile care au deja un număr mai mare de solicitări comparativ cu numărul planificat, dacă în săptămâna anterioară am avut astfel de instituții 8, la ziua de astăzi avem deja 14 instituții care au un număr mai mare de solicitări în comparație cu numărul planificat. Dar, repetat, vreau să menționez faptul că chiar dacă au mai multe cereri decât numărul planificat, asta nu înseamnă că nu vor avea aceste instituții și etapa a doua, fiindcă, în conformitate cu regulamentul în vigoare, în prima etapă vor fi acceptați spre înmatriculare doar acei elevi care sunt din districtul instituției și împlinesc vârsta de 7 ani la 1 septembrie. Iar ceilalți elevi care vor împlini vârsta de 7 ani după 1 septembrie sau nu sunt din district vor fi transferați pentru etapa a doua. La fel, în această săptămână avem mai puține instituții care nu au nicio cerere, în mare parte sunt instituțiile auxiliare, dar tradițional numărul de cereri pentru aceste instituții este depus sau cererile se depun de regulă pe parcursul etapei a doua și mai puțin pe parcursul etapei întâi. Menționez că etapa a doua va începe la data de 3 iunie și va dura până la 17 iunie, iar pentru etapa a întâi rezultatele vor fi afișate la data de 30 mai. Cu informații suplimentare o să venim în fiecare săptămână și vom încerca să gestionăm microsectoarele în care numărul de solicitări este mai mare prin diferite acțiuni pe care deja le-am planificat. Și avem toată încrederea că înmatricularea în acest an va fi una cu calmitate și vom îndestula cu locuri absolut toate instituțiile și toți părinții vor putea înmatricula copiii fără probleme. Mersi mult! Mulțumesc, domnul Pavăloi. Anterior am discutat la una din ședințe să fie efectuate controle la alte instituții de învățământ, să nu fie admise situația cum s-a întâmplat la Liviu Deleanu. Spuneți-vă dacă au fost efectuate aceste controle, dacă ați avut discuții cu directorii, cu șefii instituțiilor. Noi am inițiat mai multe controle pe mai multe segmente, de exemplu, pe respectarea normativelor de securitate și sănătate în muncă, la fel pe protecția antiincendiară. Un alt domeniu de control la ziua de astăzi, care va dura probabil
în jur de două săptămâni este verificarea în mod special a subsolurilor instituțiilor ca să nu fie depozitate materiale ușor inflamabile. Cu un raport detaliat pe toate segmentele vom veni după ce vom face o evaluare a întreg sistemul. Dar, într-adevăr, avem și recomandări pentru directori, avem solicitarea către ei să, în următoarele săptămâni, să aibă antrenamente în cadrul instituțiilor, chiar dacă au avut deja planificat un astfel de antrenament, să le repete la necesitate. Mulțumesc, domnul Pavloi. Situația, domnul Mihalache, la drumuri. Noi, în ultima perioadă, lucrăm atât în timpul zilei, noaptea, sâmbăta, duminica, colegii toți sunt implicați în diferite activități. Pe de o parte, avem un grafic elaborat pentru plumbări. Pe de altă parte, pregătirile pentru aplicarea slarisilului, aplicarea marcajului, deci toate aceste lucruri trebuie să fie monitorizate și ținute la control, așa ca să fie respectat acel plan elaborat, așa ca să ne încadrăm în termenii care i-am asumat. Rog să vă referiți la toate aceste lucruri, la lucrările care se execută la pod și celelalte care am agreat. Bună ziua, stimați colegi, și bună ziua, domnul primar. Vreau să atrag atenția faptul că într-adevăr, săptămâna precedentă am avut o perioadă favorabilă lucrărilor pe zona drumurilor. În special, vreau să atrag atenția că elaborarea planului de intervenții și stabilirea unor termeni de referință până la finele lunii aprilie și finalizarea cu lucrările de plombare. Doar în săptămâna precedentă am avut intervenții pe suprafață de aproximativ 5600 de metri pătrați de zone plombate pe infrastructura rutieră din orașul Chișinău. Aici vreau să fac referință la faptul că au fost intervenții, în special pe drumurile principale, drumurile pe zona cărora avem deplasarea transportului public și nu doar. Aici vreau să atrag atenția că mai urmează, în special în zona centrului istoric, luând în considerație că avem străzi foarte solicitate și cu foarte mult trafic și intervențiile sunt unele mai de amploare, motiv din care aceste intervenții durează și aici ne cerem scuze acelor deranjamente care sunt create pentru deplasarea transportului atât public cât și privat, dar intervențiile care le facem la ora actuală ne va permite exploatarea ulterioară și în siguranță a drumurilor publice de către transportul public și de către transportul privat. Un alt element foarte important este și intervenția în ceea ce ține de aplicarea marcajului rutier. Avem aproximativ 6.000 de metri pătrați aplicați în săptămâna precedentă și aici facem referință cu preponderență la marcajul aplicat pentru trecerile pietonale. Acesta este o prioritate la ora actuală. De asemenea, în zonele unde s-a intervenit și au fost sectoarele unde s-a finalizat volumele de lucrări pentru aplicarea marcajului pentru trecerile pietonale, sunt intervenții și în zona drumului în ceea ce ține de marcajul de ghidare pentru deplasarea în siguranță a transportului și celor care sunt în trafic. De asemenea, vreau să atrag atenție că necătând la aceste lucrări prioritare, în cadrul întreprinderii municipale Ex-Drupo sunt delimitate competențele pentru echipele care se ocupă de restabilire, reparație și inclusiv lucrări de curățare a sistemului de evacuare a apelor pluviale. Acestea sunt obiective care sunt permanent ținute la control, fapt ce ne va permite în caz de ploi abundente care, cu regret, în ultimul timp sunt tot mai dese. Ploile devin foarte abundente și pe o perioadă foarte scurtă, iar acest volum de ape pluviale este, în cazul unor rețele de evacuare a apelor pluviale necurățate și neîntreținute la timp, creează situații de inundări sau situații de acumulări de ape pluviale pe carosabil. De asemenea, vreau să atrag atenția și la obiectivele care le-ați menționat. Mă refer la zona pietonală Decebal, zona pietonală Renașterii, sunt obiective în derulare. Agenții economici depun efortul pentru a urgenta și a soluționa acele întrebări care sunt
nemijlocit în teren apar permanent. Aici ne implicăm și în calitate de direcție sau de beneficiar, în ultimul rând cu implicarea proiectantului și a responsabililor tehnici pe aceste domenii, pentru a exclude acele probleme și acele situații care pot crea ulterior puncte de conflict în deplasarea transportului sau inclusiv punerea în pericol a pietonilor ce se deplasează pe zonele sau intersecțiile de drumuri cu trotuarele pietonale. În zona ce ține de lucrările pe podul Mihai Viteazu, de asemenea vreau să atrag atenție că suntem permanent în control și în supravegherea lucrărilor pe acest obiectiv. Este un obiectiv foarte important și în condițiile date permanent, zilnic, se efectuează verificări în privința volumilor și numărul de personal încadrat în lucrările pe acest obiectiv. În ultimul rând vreau să atrag atenție că este și implicat și responsabilul tehnic și specialiștii din cadrul direcției pentru a respecta tehnologia de executare a lucrărilor și inclusiv asigurarea durabilității sau posibilitatea de asigurare o exploatare îndelungată a acestui obiectiv ulterior după finalizarea lucrărilor. În săptămâna precedentă au fost începute de asemenea lucrările de aplicare a Slarisilului, aici mă refer la strada Petricani, de asemenea este o zonă de intervenție care creează unele impedimente în deplasarea transportului public și privat, dar după cum am avut posibilitatea să vedem străzile care au fost prelucrate în această tehnologie, ne-a permis ca în anul curent să nu mai revenim repetat la plombare și la reparația după perioada rece anului, fapt care ne permite să economisim inclusiv timp și mijloace financiare considerabile. Și aceste lucrări vor continua, inclusiv și pe alte străzi, precum Mircea cel Bătrân, Moscovii, de asemenea, avem în plan să executăm lucrări și pe alte tronsoane și alte străzi importante din orașul Chișinău, care vor fi ulterior prezentate, raportate ca lucrări demarate, inclusiv ce urmează a fi executate. Raport finalizat, domnule Șmar. Mulțumesc, domnule Mihalache. Colegi, campania de salubrizare, rog să vă referiți domnul Vurdiumov, domnul Gârbu și referitor la pregătirea pentru Paști, doamna director Boțan, referitor la accesul în cimitire. Unii se mijelui că e foarte scump accesul, spun că e 80 de lei, poate vă referiți la acest lucru. Care este situația? Vă rog, pe rând. Bună ziua, domnul viceprimar, stimați colegi, vreau să informez că în municipiul Chișinău continuă campania de salubrizare care a fost anunțată de către primărie. Vreau să informez că săptămâna precedentă în campania de salubrizare de la întreprinderi municipale, gestionare fond locativ și prestări servicii locative au fost implicate zilnic aproximativ 400 de persoane la salubrizarea manuală, 20 de unități de tehnică de tip HACO și PRONAR la salubrizarea mecanizată, 34 de unități de transport zilnic și 5 mini-încărcătoare au fost implicate în procesul de salubrizare și evacuare. Ca rezultat, săptămâna precedentă au fost evacuate 220 de rute de deșeuri de pe teritoriul municipiului Chișinău. La fel, în campania de salubrizare anunțată, toate preturile de sector au avut anumite acțiuni unde au fost implicați și voluntari, cluburi de sportive, cât și angajații subziunilor primării. Practic în fiecare sector, pe parcursul săptămânii precedente, au avut loc acțiuni de salubrizare în parcuri, păduri, scoaruri și alineamente stradale. La fel, săptămâna precedentă, după cum a fost anunțat, am plantat arbori, aproximativ 70 de arbori în scoarul din strada Colina Pușkin, dar dacă o să permiteți, să rog colegul de la Spații Verzi să raporteze pe ce subiect. Mulțumesc! Bună ziua, domnul viceprimar, colegi, și noi, la rând, cu celelalte întreprinderi municipale, am demarat și continuăm lucrările de salubrizare a municipiului Chișinău. Este vorba de acele spații care sunt în gestiunea întreprinderii,
parcurile, alinamente stradale, scoaruri, plajele de lângă bazinele acvatice și altele. Pe parcurs săptămânii precedente au fost implicați peste 377 de muncitori, dintre care muncitori pe igienă și muncitori care sunt preocupați cu întreținerea fâșiilor verzi sau muncitori la defrișări. Pe parcurs săptămânii au fost deci, efectuate lucrări ce ține de salubrizarea manuală peste 32 de hectare de terene care, iarăși la fel menționez, sunt în gestiunea întreprinderii și peste 53 de hectare au fost curățate mecanizat cu acele utilaje care le avem în dotare. La fel au fost curățați arbori sau mai bine spus lucrări silvotehnice la fâșiile verzi ce ține de curățarea arborilor de pescară la 1192 de arbori, cu turnul la peste 201 arbori. Au fost scoase 48 de cioate, transportate de cerute de curse de deșeuri vegetale 37 și 28 de curse cu de gunoi vegetal. Deci au fost salubrizate pădurile parc Butoiaș, Mircești, Muncești, Calea Orheiului în zona hipodromului și altele. Cum ați menționat și dumneavoastră, în perioada de noapte, ca să nu deranjăm locuitorii, se efectuează lucrări de combatere a insectelor la, după cosit și la unii arbori, care deja vedeți că practic într-o săptămână arborii nu numai că au dat în frunză, dar sunt și în flori. Și pentru a nu admite acei dăunători care apar în perioada de vegetație, deci întreprinderea este preocupată de lucrările de combatere acestor insecte. La fel, ne ocupăm cu cositul în parcuri, scoaruri și acele proiecte care sunt în gestiunea întreprinderii. Primordial, atragem atenția la scoarurile sau proiectele care sunt amenajate cu sisteme de irigare, la fel și pe celelalte, zilnic, inclusiv și sâmbătă, duminică, suntem preocupați de strângerea, colectarea gunoiului, deșeurilor, pe locațiile unde lumea se odihnește, unde lumea, după cum cunoașteți, unii mai cu atenție, deci colectează ceea ce lasă după odihnă, alții ne lasă nouă ca să ne facă de lucru, dar pe această cale vrem să atenționăm și să rugăm toți locuitorii când au preconizate asemenea acțiuni să aibă grijă ca după ce pleacă din locurile unde se recrează să evacueze cele deșeuri. La fel, suntem preocupați de pregătirea către sezonul estival. Temperaturile permit locuitorilor ca să se odihnească în preajma lacurilor care sunt în parcurile din Chișinău. O parte sunt acolo unde s-a necesitat, au fost suplinite cu nisip. Efectuăm lucrări de afânare nisipului. Urmare, pregătim dușurile, în curând vom deschide dușurile. Reparăm cabinele unde lumea se schimbă când vin la plajă, când primesc băile de soare și ne preocupăm de renovarea întregului mobilier care este în parcuri, pe scoaruri, în alineamente stradale și restul. Deci, referindu-ne la partea de plantare, deci noi am finalizat toate procedurile ce ține de materialul săditor. Din păcate, timpul foarte repede a creat așa condiții ca arborii să dea, repet încă o dată, în frunză, în floare, ceea ce ne va pune pe stop ca să nu mai plantăm, fiindcă condițiile respective nu permit ca noi să plantăm arborii cu frunză sau arborii înfloriți. Pe parcursul a două săptămâni, din ceea ce noi am achiziționat, săptămâna precedentă cunoașteți cu toții că au fost plantări în Parcul Valea Trandafirilor, în Parcul Valea Morilor, cer scuze, și săptămâna curentă sau sâmbăta trecută am plantat în scoarul nou renovat din Colina Pușkin. Au fost plasate și acele anunțuri și poze, ce s-a făcut, ce s-a plantat, deci acei arbori de pin negru, de arbori din specia de sacură. Și vor urma, deci pregătindu-ne către sărbătorile de Paște, vor urma plantarea de flori și alte plante, flori multianuale, pentru a pregăti orașul către sărbătorile de Paște.
Ce ține de ruta către cimitirul Sfântul Lazar, strada Doina, la fel în comun cu servicii funerari, combinat servicii funerari, noi am efectuat lucrările de cosit în preajma sau în aliniamentul străzii Doina. Săptămâna asta ne vom preocupa și de curățatul arborilor sau crengilor sau lucrări silvotehnice ca să poată circula transportul, ruta de către cimitirul Doina. Asta fiind, încă o dată rugăm toți locuitorii să păstreze acolo unde noi intervenim, că este curat, cum se spune în popor, este curat acolo, nu unde se mătură în fiecare zi sau peste fiecare oră, dar acolo unde se menține. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Gârbu. Doamna Bățan? Stimați domnilor viceprimari, stimați colegi, bună dimineața! Continuăm lucrările de salubrizare pe suprafețile tuturor celor 10 cimitire pe care le gestionăm. Pentru săptămâna trecută, la salubrizare au fost implicați 59 angajați și 9 unități, în urma cărora am evacuat 214 metri cubi de deșeuri. Pentru weekendul precedent, am avut un flux sporit de vizitatori, de aceea în ziua de sâmbătă am fost nevoiți să atragem la muncă muncitorii și am salubrizat și evacuat încă 24 metri cubi de deșeuri solide. Venim de fiecare dată cu un îndemn către toți cei care au morminte la cimitire să se grăbească, să-și facă ordine ca să nu lăsăm pentru ultima săptămână, pentru că în ultima săptămână vom fi nevoiți iarăși să limităm accesul de transport ca să reușim să evacuăm toate deșeurile din toate cele 10 cimitire. Cu referire la întrebarea domnului viceprimar la prețurile, la taxele pentru intrarea unităților de transport, aceste taxe au fost ajustate încă 2 ani în urmă. Taxele care sunt achitate pentru unitățile de transport sunt folosite pentru construcția drumurilor. Acum, ultimii ani, ne-am extins cu încă 38 de hectare la cimitirul Sfântul Lazar, respectiv toți acei kilometri de drumuri sunt construiți de către noi, nu am primit niciun bănuț de nicăieri, le construim cu forțele proprii și din acei bani care sunt încasați din taxele pentru accesul unităților de transport. Deci, unitățile de transport care cântăresc până la o tonă jumate achită 20 de lei pentru intrare. Celelalte care se ridică până la 3 tone și jumate, acolo intră și unitățile de transport care execută lucrări de construcție, de instalare a unor pietre funerare, respectiv, achită 80 de lei. Și autocarele cu pasageri achită 150. Aceste taxe au fost ajustate încă 2 ani în urmă. Asta este. Domnul director, eu am vrut ca dumneavoastră să faceți claritate, pentru că unii locuitori, când se prezintă, și de obicei locuitorii în ajun de Paște, îi preocupă acest subiect. Și sunt, probabil, încă o dată să menționați, și este important ca locuitorii să cunoască acest lucru, poate unii lucrători indică greșit acest lucru. Deci ei pun altfel. Dacă ai un Jeep, atunci trebuie să plătești 80 de lei, dacă vii cu autoturism mic, este 20 de lei. Deci trebuie de făcut un pic diferență. Aici este în funcție de greutatea acestui autovehicul și este clară explicația care ați făcut-o. De aceea și-am rugat ca dumneavoastră suplimentar să veniți cu o explicație, pentru că locuitorii nu înțeleg sau nu este foarte explicit. Și de aceea rog să informați încă o dată angajații care sunt la recepție, să fie foarte expliciți ca locuitorii să înțeleagă exact specificația tarifului. Mulțumesc. Domnul Bulcan, cumva ați trecut neobservat, te rog să vă referiți la situația ce ține de domeniul social și sănătate. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnul viceprimar, stimați colegi. Săptămâna trecută, în unitățile de primiri urgente ale spitalelor municipale, s-au adresat în jur de 3200 de pacienți, dintre care peste 40% de cazuri au fost rezolvate la nivel de unitate de primiri urgentă, ceea ce înseamnă că
în jur de 1700 au necesitat internare. Din cele mai frecvente adresări care au fost săptămâna trecută, în primul rând doresc să menționez totuși că persistă încă traumele, în special la copii. Acum, mai ales în legătură cu faptul că s-a încălzit afară, copiii mai des petrec timpul la terenele de joacă și nu doar prin parcuri, prin păduri, etc. De aceea atenționăm ca să fie foarte precauți atât părinții, cât și cei care supraveghează copiii cu privire la jocul copiilor și siguranța lor în timpul jocului. Nu excludem că și discuții profilactice cu copiii referitor la cum trebuie să se comporte în timpul jocului tot ajută pentru securitatea lor. Vreau să menționez de asemenea despre situația din cadrul Centrului pentru Refugiați din strada Testimițeanu 6. În total, la moment, din cele 22 de cazuri suspecte de rujeolă care au fost anunțate, doar 17 cazuri au fost confirmate, 4 cazuri au fost infirmate, iar un caz încă rămâne suspect. Probabil săptămâna aceasta vom primi răspuns cu privire la acel caz. Totodată, există 3 cazuri sporadice de infectare cu rujeolă în municipiul Chișinău și localitatea Hulboaca. Aceste cazuri nu au legătură epidemiologică între ele, sunt cazuri sporadice și nu prezintă risc pentru infectare sau risc epidemiologic de desfășurare a unui focar. Un lucru important care doresc să-l menționez este faptul că doar în prima jumătate a lunii aprilie am înregistrat un cuantum de 50% din totalul de îmbolnăviri cu rotavirus în primul trimestru. Dacă din luna ianuarie până în luna martie au fost în total raportate doar 35 de cazuri de rotavirus, atunci în prima jumătate a lunii aprilie avem deja peste 18 cazuri și vreau să vă spun că doar 4 cazuri sunt în rândul copiilor care au fost vaccinați cu o doză. Vaccinul de rotavirus se face în primele luni de viață până la 6 luni. Este un vaccin sigur. Nu există nicio contraindicație pentru utilizarea acestui vaccin. Deci îndemn părinții să vaccineze copiii, mai ales că rata de vaccinare cu 2 doze în municipiul Chișinău la moment este 78%. Deci avem rezerve, de ce părinților le sugerez să fie atenți și să vaccineze copiii, ori rotavirusul la copii este destul de periculos și greu de tratat. Totodată vreau să mă adresez pe această cale către toate autoritățile implicate în înregistrarea și gestionarea refugiaților din Republica Moldova. Din cele 25.000 de persoane refugiate înregistrate oficial în municipiul Chișinău, doar 2.500 sunt înregistrate la medicul de familie, ceea ce înseamnă că celelalte persoane deseori apelează la medicină de urgență sau la alte tipuri de asistență medicală care este foarte scumpă. Și anume să fie atenționați toate persoanele refugiate despre dreptul lor de a se înregistra la medicul de familie, de a beneficia de asistență medicală, la medicul de familie și asistență medicală specializată de ambulator, care sunt servicii mai puțin costisitoare, care rezolvă problemele cu implicarea mai puține costuri și totodată infrastructura municipiului Chișinău este pregătită pentru a acorda această asistență medicală. De aceea, rugămintea mea este ca inclusiv ONG-urile, alte instituții publice implicate în gestionarea crizei refugiaților să fie de asemenea vigilenți și să informeze despre dreptul persoanelor refugiate cu privire la înregistrarea la medicul de familie. Cam asta am dorit să spun, domn viceprimar. Dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumesc, domn Bolocan. Domnul Dare, care e situația cu autorizația urma să primiți? Ați primit, nu ați primit alte activități care pentru capturarea câinilor? Da, mulțumesc. Bună ziua, domn viceprimar, stimați colegi, stimați presă, stimați cetățeni.
Referindu-mă la situația cu autorizarea ANSA, vreau să comunic că nu s-a schimbat situația. Timp de domnul viceprimar, timp de un an de zile ne-am adresat de 3 ori la Agenția Națională de Siguranță Alimentelor, am primit refuz. Refuz de a autoriza azilul municipal. Am impresia că domnii de la ANSA, și, care reprezintă și guvernarea, cred că îmblă cu mașinile de serviciu și nu merg pe jos, nu merg în teren, să fie agresați și ei de câinii din municipiul Chișinău. De aceea ei sunt indiferenți, se atârnă indiferent față de problemele cetățenilor. Dar, necătând la cele expuse mai sus, noi, municipalitatea, întreprindem măsuri. Vreau să punctez ultimul, să citez cuvânt în cuvânt ultima frază din procesul verbal care a fost ANSA, inspectorul sau doctorul la fața locului, scrie: din cele expuse mai sus, putem spune că aceasta poate fi autorizat veterinar. Cuvânt în cuvânt scris în procesul verbal. La ce, peste câteva ore distanță, ne-a refuzat autorizarea. Chiar dacă ne refuză, noi, municipalitatea, întreprindem măsuri ca să demonstrăm cetățenilor, să fim alături de grijile cetățenilor. Săptămâna curentă am intervenit pe 30 adrese, cetățenii s-au plâns pe problemele cu maidanezii, au fost capturați 57 de maidanezi. Vreau să mă refer și la companiile care le avem în derulare acum. Vreau să-i mulțumesc și doamnei viceprimar Gutnic, care se implică cu sufletul, și am formulat demersuri către Regia Transport Electric și Transport Urban. Vom plasa în transportul urban companie de adoptă, nu procura. Vreau să aduc la cunoștința cetățenilor că cu vârsta de 3 luni, fiecare animal de companie trebuie să fie înregistrat, cipat, vaccinat. În rest, astea sunt companiile. Chiar ieri am participat la o companie de adopt un câine care s-a petrecut în scoarul Mihai Eminescu. Am avut 4 piese adoptați, 14 cetățeni s-au adresat, au luat adresa azilului municipal ca ulterior să se prezinte la azil pentru a adopta un patruped. Asta pe scurt ce am vrut să spun, domnule viceprimar. Mulțumesc. Dacă este reprezentantul poliției să ne informeze referitor la situație. Da, sunteți? Da, vă rog. Bună ziua. Voi aduce la cunoștință situația operativă cu municipiul Chișinău pentru săptămâna trecută. În perioada de referință în adresa Poliției Capitale au pervenit 1387 apeluri prin intermediul Serviciului Național Unic pentru apeluri de urgență 112, la care au intervenit echipele mobile direcționare operativă. La fel au fost înregistrate 229 sesizări despre infracțiuni, dintre care în 157 au fost identificați autorii. Au fost stabilite 40 persoane anunțate în căutare, dintre care 27 în urmărire penală și 13 debitori de stat. La fel au fost întocmite 1398 procese verbale contravenționale, fiind aplicate amenzi în sumă de 1.050.000, achitate 145.000 lei. Pe parcurs săptămânii precedente s-au desfășurat în municipiul Chișinău 31 evenimente publice, întruniri la care poliția a asigurat ordinea publică. La capitolul situației accidentare în municipiul Chișinău, pe parcurs săptămânii trecute, au fost înregistrate 261 accidente rutiere, dintre care 21 accidente de circulație soldate cu 24 persoane traumatizate, altele 240 fiind cu pagubă materială. Din numărul total de accidente soldate cu persoane traumatizate, 7 accidente au fost calificate ca accidente grave, altele 14 accidente ușoare. Cu implicarea pietonilor au fost înregistrate 8 accidente, persoanele fiind traumatizate. Informația pe scurt am finisat. Mulțumesc foarte mult. Colegi, eu vreau să vă mulțumesc pentru informația care ați relatat-o. Să vă doresc o săptămână cât mai ușoară și spor la muncă. La fel rog prietorii, domnul Mihalache, Burdiumov, Tomiță,
Și domnul Gârbu, în birou 47 o să avem o ședință. Vă rog, cine? Și mass media, vă rog, dacă aveți întrebări, scuzați. Nadia Mihuță, TVR Moldova. Doamna viceprimar, vreau să ne ajutați cu o precizare. Vă rog să ne spuneți de câte primării din suburbii este vorba. Vorbeați despre acel blocaj privind finanțare și ați spus că este un motiv tehnic. Care este acesta? Dacă ați putea să ne dați mai multe detalii, mulțumesc. În primul rând, cum am repetat și anterior, am să spun încă o dată, noi nu facem diferențe între suburbii, de aceea toți banii care au fost prevăzuți pentru acest an sunt destinați absolut tuturor suburbiilor. Unele sunt pentru lucrări deja efectuate, altele sunt pentru lucrări de investiții care urmează să fie executate în acest an, mai ales că vine vara, mai ales că vine perioada caldă și acum este perioada când trebuie să fie lansate licitațiile, fie inițiate lucrările și finalizate acestea până la începerea anului școlar, acolo unde este vorba despre grădinițe sau școli. Ministerul Finanțelor ar invoca faptul că noi lucrăm în baza unui buget provizoriu. Însă noi considerăm că aceasta nu este o problemă și am adus argumente tehnice cum este posibil de rezolvat. De aceea, ceea ce urmează sau ceea ce trebuie ei să facă, să le accepte și tehnic, pentru că soluția tehnică este la ei, sistemul de operare este la ei, la Ministerul Finanțelor, și doar în cadrul Ministerului este foarte ușor de rezolvat și foarte rapid de rezolvat această problemă. Păstării OneTV, vă rugăm să ne spuneți de ce lucrările de reparație și plombarea asfaltului nu pot fi făcute pe timp de noapte, astfel încât să nu perturbeze circulația transportului și a oamenilor. Bună ziua! Da, domnul Halache, eu subțint am spus, dacă o să fie nevoie de completat, eu am menționat, noi lucrăm atât noaptea, atât ziua, cât sâmbătă și duminică. Deci muncitorii sunt toți implicați și nu pot fi, lucrează și în două ture și sunt oameni implicați masiv în lichidări, în pregătiri pentru asfaltare și tot spectrul de lucrări necesare pentru infrastructura de drumuri. Și când se vor relua lucrările la anexa liceului Iulia Hașdeu? Domnul Pavlov? Da, mersi mult de întrebare. După cum cunoașteți, acolo este vorba despre un contract multianual, iar lucrările urmează să fie pornite ca urmare a procedurilor tehnice. La moment nu vă pot spune exact, ținând cont de faptul că există un supraveghetor tehnic care ne permite să executăm pe etape anumite lucrări, ținându-se cont de necesitățile tehnice de prelucrare sau de aplicare anumitor etape. Mulțumim. Alte întrebări, colegi? Dacă nu sunt, noi vă mulțumim și succes tuturor. Spor la muncă!